Trag de Moș Nicolae, oltenii au luat cu asalt magazinele în căutarea cadourilor perfecte. Oferta a fost una bogată, așa că spiridușii moșului au avut de unde alege. Prețul nu a mai prezentat interes. Nuieleșele folosite în trecut pe post de cadou pentru cei mai năzdrăvani dintre prichindei nu au mai fost nici ele la modă. Am cumpărat o mașinuță de poliție pentru băiețelul meu. Am luat o vețuță pentru fetiță și o geacă pentru cineva care nu are posibilitatea să și-o cumpere. Să înțeleg că acești copii au fost cu minci și nu o să primească o nuielușă din partea lui Moș Nicolae? Nu, nu. Deci o să primească numai daruri. Au fost foarte cu minci. Ce ați cumpărat? Niște mănuși și cam atâta, că restul am mai cumpărat, am mai... Ce le-ați mai luat? Niște costumașe, niște geci, niște... am niște nepoței. Înseamnă că au fost copii cu minți. Da, da. Nuielușă, vor primi? Nu, n-au cum. Înțeleg că Moș Nicolae va veni cu niște hăinuțe? Da. Ați optat pentru hăinuțe și nu jucării? Sau și una și alta? Să mai ne gândim, să mai luăm mai mult, dar bivenirăm. Și ne iau mai multe. Cum vi se pare oferta? Bună. Aveți de unde alege? Acceptabil, da, 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 are, avem. Au fost copii cu minți? Au fost, da, au fost și sunt și învață și carte. Caut o jucărie pentru un copilaj de, una, de 10 luni, nepoțica mea. De Moș Nicolae. De Moș Nicolae, da. Ați găsit? Da. E chimă auză asta. Cum vi se pare oferta? Bogată? Gata, bogată. Aveți de unde alege? Avem de unde alege, da. Dați pentru hăinute sau doar pentru jucării? Pentru hăinute, pentru jucării. Va veni, moșu, sigur. Sigur că va veni. Cu ce va veni? Cu ce își dorește fetița. A fost un copil cu minte. Da. Foarte cu minte. Vine moșu. La ce v-ați oprit? La ce jucării? Păi, un taxi, o mașină de gunoi și o ambulanță. E tare. Ești bogat! Da, și mai avem pe acasă. Înseamnă că a fost copil cu minte. E foarte cu minte. Spiridușii lui Moș Nicolae au preferat pentru bucuria copiilor să-și îndrepte atenția către dulciuri, jucării și hăinuțe. În această perioadă cel mai bine s-au vândut jucăriile și hăinuțele de fetițe, băieței. Ce fel de jucării au preferat părinții să cumpere? Da. Păpuși și bucătării. Au luat cel mai mult și pentru băieții întotdeauna au ales jocurile interactive. Anul acesta, suma alocată de părinți și bunici pentru cadouri a fost suficientă pentru a aduce bucurie pe chipul celor mici. Buget ați alocat pentru această sărbătoare? 500 de lei, așa după salariile noastre în România. Mai mult sau mai puțin decât anul trecut? Mai mult. Ce buget ați alocat pentru această sărbătoare? 7 milioane, așa. Este mult puțin pentru dumneavoastră? Pentru pensiile noastre, acceptabil, așa. Important este să fie copiii fericiți. Da, sigur. Aveți o sumă pe care v-ați propus să o cheltuiți? 5 milioane, 6. Moș Nicolae va veni în această seară pentru a aduce cadouri celor mici. Tot ceea ce trebuie să facă prichindeii este să-și lustruiască ghetuțele și să le așeze frumos la ușă.